mare, gratuitatea, faptul că iubirea milostivă nu poate fi plătită. Dumnezeu se comportă la fel cu toți. Dumnezeu nu este în funcție de celălalt. Și aici este arta trăirii pe care ar trebui să o învățăm și noi. Adică, la mine, dacă vine un om nervos, mă enervez și intru pe aceeași frecvență. E bine, tatăl nu este așa. Fiul cel mare îi spune, fiul tău, ăsta e vina ta, că tu l-ai făcut. Ți-au mâncat averea, să iertați cu desfrânatele. Ți-a devorat, zice textul, averea cu desfrânatele. Deci e vina ta. În plus, tu ești un egoist care nu mi-ai dat nimic, ți-am lucrat ca un sclav, ți-am ascultat cuvântul, nimic. Tatăl nu intră pe frecvența asta, ci îi răspunde cu calm, cu milostivire. Deci arată gratuitatea iubirii, nu se poate plăti, dar și infinitatea iubirii. Îi cuprinde pe toți. Și apoi, credința fără faptă, moartea este, spune Sfântul Iacob. Deci, într-adevăr, trebuie credința în Dumnezeu, dar trebuie și faptele milostivirii. Adică trebuie la un moment dat să manifestăm. Așa cum fiul cel mic își manifestă părerea de rău, este un act, chiar dacă este pur spiritual, dar este un act care face ca, totuși, el să merite să intre în acea comuniune. Nu este numai iubirea Tatălui, este și o mișcare din partea Lui. Dumnezeu respectă libertatea iubirii, că iubirea nu se poate impune cu forța, dar și responsabilitatea acestei libertăți. Ai spus plec, înseamnă că ai responsabilitatea să-ți gestionezi substanța vitală, viața. Fiul cel mic își dă seama că, de fapt, resursa, izvorul, este acolo în casă, la tatăl. Inima tatălui este izvorul. Și tatăl, paradoxal, nu le oferă avere niciuna dintre ei. Bine, fiul cel mic o topește. Fiul cel mare nu-i dă nimic. Pentru că nu vrea să-i dea bani. Nici bunul. Vrea să-i dea mult mai mult. Vrea să-i dea iubirea. Izvorul iubirii. În clipa în care el va avea o inimă iubitoare ca și tatăl, poate merge oriunde în lume, că nu o să păcătuiască, nu o să facă nimic rău nimănui. Cred că asta e lecția cea mai puternică pe care ne oferă pilda.